Bine ați venit la mobilisimo.ro, ce am eu aici? Proaspăt anunțatul OnePlus Nord CE 5G. CE vine de la Core Edition și eu am varianta Media Kit care mi-aduce niște extrauri. Varianta pentru presă include 4 huse. Mauve, verde, negru cu picățele, și alb, bej, evident cu picățele. Dar lăsăm asta la o parte. Vedeta este telefonul care vine în această cutie destul de înaltă. În general, telefoanele OnePlus vin în cutiile acelea lungi și roșii. Mai degrabă, în cazul flagship-urilor, se aplică treaba asta. Acest telefon răspunde la una din marile doleanțele publicului anul trecut cu privire la OnePlus Nord. Îl vrem așa, dar mai ieftin. Acesta pornește de la 299 de euro, ceea ce nu e rău deloc. Motoul oficial al telefonului este Midrange Killer. Când s-a lansat primul OnePlus, OnePlus One, motorul său a fost și al câtorva urmași, Flagship Killer. Acum avem ceva numit Midrange Killer, care are un spate hipnotic, asta ar fi cuvântul potrivit, e un albastru verzui, care îmi place foarte mult, un telefon foarte ușor și manevrabil. OnePlus a spus că nu a mai făcut telefon atât de subțire și compact, cam de la OnePlus 6T încoace. Acum l-am pornit, e deja setat, o să vă spun ce e în cutie, cum stăm cu încărcarea, cât de mult s-a mărit bateria față de OnePlus Nord pentru că s-a mărit, cum stăm la conectivitate și de ce îmi pare foarte cunoscut procesorul de la interior. Gata cu vorbăria? Să-i dăm drumul! Știți cum se numește nuanța asta a telefonului? Blue Void. Albastrul oceanic în care te poți pierde. Îi găsești pe Jacques Cousteau, James Cameron și Caracatița care a luat Oscarul. În fine, mai sunt și alte nuanțe de culoare, Charcoal Ink și Silver Ray. Eu prefer varianta asta albastră, chiar e un albastru special. E tratat cu o substanță specială care nu atrage grăsimea și nici amprentele. Cu siguranță, un spate arătos. Dar hai să vedem ce primim în cutia noului OnePlus Nord CE 5G. Apropo, CE vine de la Core Edition, adică are funcțiile Core, de bază, miezul. Trecem aici la acest plic în care găsim, ca de obicei, o husă, dar nu e singura, mai avem unele în acel Media Kit. Asta este husa de bază cu un model așa tineresc pentru fanii Banksy sau mai știu eu ce artist urban. Iar aici găsim următoarele. Cheița ce oferă acces la sloturi. Și avem așa. O urare de bun venit. Întotdeauna, dar întotdeauna, OnePlus a ținut foarte mult la fanii săi. Chise asta cu Dear Friend. Faptul că au acel forum pe care lumea postează o problemă, apoi în câteva zile vine update-ul de software. Asta au unit întotdeauna fanii brandului. Deci, dear friend și un mesaj aici, probabil de la CEO-ul companiei, valoarea SAR, un lucru de care mă întrebați destul de des la unboxing-uri, avem aici totul detaliat foarte clar, faceți captură de ecran, ați făcut? Bravo! Trecem mai departe, safety information și quick start guide, le-am bifat și pastea. Apoi avem un cablu de la USB-C la USB-A, ca de obicei roșu cu alb, tradiția OnePlus, Coca-Cola, Vodafone, Moș Crăciun și Dinamo. Am ajuns și la încărcător, generos ca dimensiuni și cu suport pentru încărcare până la 30W, conector USB-A și forma asta pe care o știu de ceva vreme, cred că și încărcătorul meu de OnePlus 6T are forma asta. Aba nu, mă înșel, e ala mai compact, mai îngust. În fine, apropo de OnePlus 6T, în prezentarea oficială a telefonului, cei de la OnePlus au spus că de la OnePlus 6 te încoace n-au mai făcut un telefon atât de compact și subțire. Și trebuie să le dau dreptate, e foarte manevrabil, asta vă pot garanta, este și ergonomic și aderent și, vedeți, destul de îngust, nu trebuie să te chinui foarte mult să ajungi cu degetul oriunde pe ecran. Talia este de 7,9 mm și cântărește 170 de grame. Are o construcție solidă, dar zic că este mai degrabă plastic decât sticlă, ca de obicei o să investigăm și o să revenim, dar mai to ca să zic așa, sunt că ăsta ar fi material plastic Mai departe A revenit jack audio Ăsta ar fi un breaking news Îl găsim jos alături de microfon, portul SBC și difuzor Din ce am înțeles eu la lansarea telefonului Telefonul are difuzoare stereo Adică și cel de sus e pus la treabă Aici în dreapta e butonul power Iar în stânga sunt butoanele de volum Și treiul pentru SIM Sus găsim încă un microfon Cam atât cu privirea de jur împrejurul telefonului. Acum îl privim frontal, vedem niște muchii simetrice, o bărbie care nu mă deranjează pentru că nu este exagerat de groasă, iar display-ul de față este un fluid AMOLED, așa cum îi place lui OnePlus să zică, panourilor AMOLED pe care îi le furnizează și personalizează Samsung, 6,43 inch, 2400 pe 1080 pixeli și refresh rate de um, 90 de herți. Mai avem și calibrare sRGB, foarte precisă, aspect 20 dacă dorea să știți neapărat treaba asta. Iar la interiorul telefonului bate o inimă familiară. Qualcomm Snapdragon 750G 5G. Hai să confirmăm treaba asta aici frumos. Acest procesor l-am văzut noi pe telefoane pe care le-am testat de altfel recent. Vine în minte un Samsung Galaxy A52 5G. În cazul de față, telefonul este însoțit de 12 GB de RAM și 256 GB de stocare. Stocare UFS 2.1, RAM LPDDR4X. Mai sunt și variante cu 6 sau 8 GB de RAM și cu 128 GB de stocare. Bateria este una de 4500 mAh, a crescut cu 380 ceva de mAh față de OnePlus Nord au ascultat cerințele fanilor cei de la OnePlus. Se încarcă prin Warp Charge 30T la 30W, 5V, 6A. Mai departe, dacă vreți să vorbim despre conectivitate, o să intru în setări ca să facem treaba asta mai simplă și dacă tot suntem în setări, trecem noi foarte rapid și frumos la display să vedem care e treaba cu refresh rate-ul. Hai să căutăm pe aici, Advanced, Refresh Rate, să vedeți din fabrică, vine setat la 90 de Hz. Interesant spuneam de conectivitate. Avem la dispoziție 4G și 5G, evident, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, atenție, cu suport LDAC, NFC pentru plăți. De asemenea, avem partea de GPS, GLONASS, Beidou și Galileo pentru localizare și un port USB-C 2.0. Pe partea de securitate, e un cititor de amprente aici pe care l-am setat deja și care tocmai a deblocat telefonul, cititor de amprente optic integrat în ecran și apropo de lucru integrat în ecran, este și cazul acestei camere selfie decupat aici, orificiu de mărime, aș zice medie, în stânga sus. Și cu ocazia asta, dacă te uiți cu atenție, vezi că ecranul are o protecție aplicată, o protecție din plastic aplicată din fabrică. Camera frontală, revenind, e familiară. 16 megapixel și senzorul știu. Este Sony IMX471. Îl știu pentru că l-am văzut pe OnePlus 9 și are stabilizare electronică în cazul de față. Filmează Full HD, 60 de cadre. În spate o cameră triplă, care nu este foarte mult în relief, vedeți și voi. Și cu toate astea are ceva tehnologie interesantă, asta este blitzul LED. Camera principală are 64 de megapixeli și combina 4 pixeli în 1, adică scoate cadre de 16 megapixeli. Lentilă 6P, stabilizare electronică, deschidere f1.79. Vine o cameră ultra-wide 8 megapixeli, care are stabilizare electronică la rândul său și apoi avem o cameră de 2 megapixeli care este monocromă și eu, din câte știu eu, ajută și la bokeh. Avem și captură Nightscape, avem și Oxygen OS aplicat peste Android 11 și, ca de obicei, o privire rapidă asupra interfeței camerei. E cam cum o știm de la seria OnePlus 9 și avem aici opțiunea de a face poze la rezoluție maximă, High Res, avem opțiunea Portrait, este și Nightscape cu cel mai nou algoritm care se scoată poze excelente noaptea. Iar în zona Pro poți să umbli tu la uh, expunere, balans de alb, ISO și alte cele. Și poți să alegi între JPEG și RAW. Apoi mai avem la dispoziție filmare, puteți filma în 4K, ba chiar cinematic 21x9, cum era setat mai devreme, sau Full HD la 30 sau 60 de cadre. Slow motion la 120 sau 240, panorama și timelapse. Cam acestea ar fi opțiunile. Asta este telefonul, dacă vreți să vă convingeți la capitolul software, nu trebuie decât să mergeți aici, About Phone și vedeți Android 11 și Oxygen OS cel mai nou, 11.0.2.2, acest moment. OnePlus ne-a promis și 2 ani de actualizări software, de actualizări de Android și 3 ani de actualizări de securitate, ceea ce nu e rău deloc. Cam a pe acest telefon, nu cred că am uitat nimic și dacă am uitat, o să vă spunem în recenzie. Eu rămân cu nuanța asta care te hipnotizează pur și simplu. Puteți lăsa în comentarii dacă vi se pare mai aproape de verde sau mai aproape de albastru. Eu zic o combinație între cele două. Vedeți că în zona asta de margine capătă un albăstiu așa de cerneală de școală generală, cerneală de stilou clasică. Ăsta e albastru, albastru, aici e mai spre verde. Chiar mă fascinează acest Blue Void. Telefon foarte manevrabil, de altfel aș spune, și îmi place că OnePlus a ascultat cerințele publicului și a dus telefonul la un preț rezonabil. Anul trecut OnePlus Nord a fost perceput de unii ca scump la debut. E bine, acest telefon costă 299 de euro în varianta de pornire, ceea ce este mai digerabil pentru acest OnePlus Nord Core Edition 5G. Motoul său oficial este Mid-Range Killer. Cam atât la mobilisimă.ro. Sper că v-a plăcut unboxing-ul. Revenim și cu review mai curând decât credeți. La revedere!